Polițiștii giurgiuveni fac apel la șoferi să nu plece cu mașinile la drum în această perioadă decât dacă le-au echipate cu tot ce au nevoie în condiții de iarnă și să nu plece la drum decât dacă au neapărată nevoie. Astăzi, pe toate arterele rutiere din județul și municipiul Giurgiu, echipaje ale poliției rutiere împreună cu polițiștii de la ordine publică acționează cu efective mărite, folosind toate echipajele și autospecialele din dotare pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere cu consecințe grave, precum și pentru asigurarea deplasării în siguranța tuturor categoriilor de autovehicule. Domnul cu autoturism este corespunzător cu anvelope de iarnă? Da. Le putem verifica, da? Da. Documentele dumneavoastră. Este echipa corespunzător cu anvelope de iarnă. Din fericire, în urma căderilor de zăpadă din ultimele zile, nu au existat evenimente rutiere care să se soldeze cu victime. Traficul rutier are de suferit în urma căderilor abundente de zăpadă din ultimele zile, iar șoferii sunt atent urmăriți de polițiști pentru ca mașinile să fie dotate corespunzător anotimpului iarna. Polițiștii rutieri și de ordine publică acționează în sistem integrat pe toate drumurile din județul Giurgiu, pentru depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a celor care încarcă prevederile legale, în principal nerespectarea obligației de a dota autovehicule cu anvelope de iarnă, lanțuri sau alte echipamente omologate pe drumurile acoperite cu zăpadă, polei sau gheață. Oamenii legii le transmit șoferilor să nu se urce la volan dacă nu au mașina echipată cu cauciucuri de iarnă. Se pare că ninsorile se vor prelungi până joi și polițiștii recomandă respectarea indicațiilor agenților de circulație și a lucrătorilor de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. În cazul intervenției cu utilaje pentru împrăștiere de material antiderapant sau dezăpezire, iar în cazul blocării temporare a unor drumuri sau sectoare de drumuri, să nu circule pe acestea.